Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de Universe Mod. Suntem la NXT alături de GM-ul Triple H. Bună seara și bine ați venit la NXT înainte de Survivor Series. Aș vrea întâi să fac un anunț foarte important în afară rematch-ul cerut de Ace Austin împotriva lui Lee Orash, va mai fi un title match în seara asta. Alexander Wolf are un adversar foarte dificil, așa că aș vrea să-l testez. Dacă el va reuși să împingă în seara asta acest wrestler pentru titlul NXT North America, el se va lupta cu Mus. Este un wrestler debutant în WWE. Este un wrestler de temut. Este o bestie din toate punctele de vedere. Și veți afla despre cine este vorba în main event. Când se va lupta cu Alexander Wolf, înainte de main event, va fi un duel al coloșilor. Dominic Dijakovic se va lupta cu Ringten 2. Înainte de acest match va fi match-ul dintre Leo Rush și Ace Austin. Rematch-ul cerut de către Ace Austin fiind supărat deoarece pinul n-a fost făcut pe el și Leo Rush ar fi câștigat titlul pe nedrept. În seara asta vor debuta două noi talente, Dave Mastiff și Austin Fury. Iar eu sunt gata să aduc această companie pe primul loc și să învingem AEW la Survivor Series. Pentru că NXT este numărul 1. Wow! Wow! Kushida versus Mike Kanellis. Kushida câștigă. Dave Mastiff versus Austin Fury. Dave Mastiff câștigă, oh my god. Bam, 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 bam. Titlul NXT Cruiserweight. Oare cine va reuși să câștige? Și începe partida. Oh, foarte frumos acolo. Ace Austin începe fostul campion NXT Cruiserweight. Oh. Și vedem atacuri pe spatele lui Rush, care se ferește foarte bine și încă o dată. Oare acesta să fie asul din mâneca lui Austin? Oh, close line peste ring. Iar acum, Ace Austin. Oh my god! Cum a zburat Austin! Incredibil! Oh, nu, elbow
elbow drop off the top rope pe spatele lui Leo Rush. Oh, protect your neck. Incredibil. Acum Leo Rush se ridică, oh, foarte bine. Oh, ce finish la, incredibil. Oh. Oh my god, nu se poate. Cum a zburat acolo Ace Austin. Oh, ce frumos. Ce netbreaker frumos. Oh, Lion Salt. Dar s-a ferit acolo Leo Rush. S-a dat la o parte. Încă o dată, nu. Iar acum Leo Rush cu suplex, o scapă foarte bine Ace Austin. Și acum Go to Sleep pe campionul Cruiserweight, îl vedem pe Austin. Oh, dă la o parte și knee pad-ul. Iar acum nu, reverse la finisher. Acum Leo Rush. Oh, nu. Oare să fie revenirea lui Rush? Oh, nu. Oh, nu. Leo Rush a fost dat cu spatele de knee pad. Picior în spate. Acum Rush. Oh. Încă o dată, nu se poate. Oh my god, discus big boot. Oh, nu, încă o dată. N-a fost Spanish Fly, că am zis mai devreme la manevra asta Spanish Fly, dar n-a fost Spanish Fly. Oh, ce frumos. Ce match între Cruiserweight. Acum Leo Rush. Oh, suplex. Iar acum the man of hour. Netbreaker. Incredibil, oare să fie revenirea lui Rush? Acum Leo Rush este gata de semnătură. Oh, i-a dat somn. Iar acum pin. 1, 2. Dai, Dio, nu se poate termina așa. Nu se poate termina așa. 2. E incredibil. Faceți voi băieți, n-ați văzut nimic. Oh my god, încă o dată suplex. Gen, nu e corect, pentru că Ace Austin a început cu viața pe roșu și era cu viața pe verde. Foarte bine, Ace Austin. Ace Austin. Ultimele puteri, vedem două chopuri. Oh. Iar acum Ace Austin. Încă o dată. Go to sleep. Și pentru a doua oară în acest meci este gata de running man blockbuster sau ceva. 1, 2,
Nu, și Rush rămâne în meci. Leo Rush rămâne în meci. The Man of Hour. The NXT Cruiserweight Champion. Enziguri, foarte frumos. Cu cine se va lupta Jimmy Havoc la Survivor Series? Încă o dată, Clothesline. Ace Austin s-a luptat din toate puterile lui, iar acum încă o dată. Incredibil. Chiar este awesome. Ce splash pe spatele lui Rush, incredibil. Oh, s-a ferit foarte bine Leo Rush acum. Oh. Îl vedem pe Austin cum se luptă. Pe Ace Austin, al doilea Austin care s-a luptat la acest NXT după Austin Fury care a pierdut. Foarte frumos. Acum, oh my god, Ace Austin. Oh, nu se poate. Și oh my god. Este distrus Leo Rush. 1 2 Nu se poate. Acum Austin, Ace Austin. Încă o dată pentru a treia oară în acest match este gata de acest GTS. 1, 2, dar îl lasă Austin. Nu s-a terminat. Spectacolul nu s-a terminat. Oh, este gata. Scoate asul din mânecă. Blockbuster pentru titlul NXT Cruiserweight. 1, 2, 3 și New Champion înainte de Survivor Series. Nu mai are cum să-și recâștige titlul Leo Rush. Incredibil, dar Austin și l-a recâștigat. Meritat. Meci dominat total. Champion. Merge mai departe Dominic Dijakovic. De ce mi arată așa și nu mi arată NXT? What the fuck? Mă rog, revin că nu începe meciul. Da, voi băieți, am revenit. Dijakovic versus Rington 2. Oh. Oh my god. Îl vedem pe Rington 2 cât de bine începe și pe defensivă acolo. La atacul lui Dijakovic. Oh. Oh my god. Îl vedem pe Rington 2. Oh. Ce frumos. Oh my god. Oh, și foarte bun defending-ul lui Dominic Dijakovic. Oh,
Oh my god, nu. Oh. Uppercut. Iar acum Rington 2. Holy moly. Rington 2 foarte frumos. Acum Frog Splash pe Dijakovic. Vedem ce face Rinten 2. Oh, nu. Oh my god. Mamă, ce pumn încasează Dijakovic de la Rinten 2. Și acum Rinten 2 îl prinde pe Dijakovic și îl aruncă direct în groapă. Unu, doi, nu se poate. Scapă Dominic Dijakovic după o dominare totală a lui Rinten 2. Iar acum este submission pe mâna lui Rinten 2, dar scapă. Oho! Oh, nu, ridică picioarele la Frog Splash. Încă o dată, dar se atinge de porți. Oh my god, nu. Oare să fie revenirea lui Dijakovic? Dijakovic. Reverse. Incredibil. Acum Rinten 2 îi spune să se ridice. Oh, close line. Oh, nu. Oh my god. Și Rinten 2 fuge, dar se întoarce în ring. Oare aceasta să fie strategia wrestlerului din Transilvania? Oh nu, Canadian Destroyer. Oh my god. 1, 2. Oh. Incredibil ce meci. Iar acum este gata Dijakovic. Și pin. 1, 2. Oh my god. Este incredibil cum rezistă. Și acum feast your eyes. Este distrus.
Rinte lui. 1, 2, sai Jonel. Deci nu poate să pierde așa. Oh my god. End of days. Incredibil. Iar acum Rinten 2. Oh my god, mare powerbomb. Iar acum este pin 1, 2, 3. Powerbomb Transilvanian. Incredibil ce powerbomb. De ce s-a făcut negru ecranul? Mă rog, revin. Am revenit, băi băieți, la main event. Oare cu cine se va lupta Alexander Wolf? Cine este adversarul lui Wolf, oare? Oh my god! Karrion Kross este aici, este la NXT. Incredibil, ce debut. Oh my god. Cum ar fi Karrion Kross versus Moss? Incredibil, ce debut. Oh my god. Ce debut aici în AEW. În NXT, pardon, AEW nu va fi în seara asta. Ok, și intră Imperium, mă rog. Boring. Asta a fost momentul interesant. Hai să vedem. Oh my god, începe foarte tare Karrion Kross. What the fuck, am apăsat gen pe back de multe ori și de asta. Iar acum Wolf. Oh, îl pune la pământ pe Kross. Wolf care le-a învins de atâtea ori pe Keith Lee. Prin faimoasele roll-up-uri. Oh, 2. Oh my god. Hammerlock clothesline. Iar acum încă o dată. Oh nu. Îl vedem pe Kross. Oh. Mai că mi-a dat și mie două reversal-uri dacă e. Îi vedem pe membrii Imperium bucurându-se acolo. Oh. Și pe Wolf bucurându-se. Oh my god. Cei trei manageri au confirmat meciul de la Survivor Series. Wolf însă nu. Cum ar fi debut cu titlu câștigat pentru Kross?
și îl vedem învârtindu-se, iar acum se apropie de Wolf. Powerbomb, incredibil, doar ce powerbomb frumos. Încă o dată, oh my god. Și se uită înspre membrii Imperium. Și Wolf fuge. Doar acum, oh, Bigfoot. Va debuta și Scarlet la NXT, dar nu săptămâna asta. Și nu a fost pregătită de debutul lui Karrion Kross. Oh. Oh, ce frumos. Karrion Kross este cel care Triple H, cel în care Triple H își pune baza, în care are încredere mai mare decât în Wolf, doar pentru că adversar este mus. 1 2 Oh. Mai că-mi dă și mie două reversal-uri dacă e. Oh my god, suplex. Suplex. Și încă un suplex. Oh, se ferește foarte bine Wolf cu clothesline-ul acolo. Și acum Wolf îl ridică pe Kross. Oh. Reverse. Oh, incredibil. Ce main event. Încă o dată vedem atacul acolo. Oh, și Stepa pe Enzigiri. Acum Kross este la pământ. 1 și atât. Și fuge acolo Wolf. Fuge Alexandru Lupul. Doar se ridică Kross. Oh my god. Și a fugit acolo Kross și... Oh my god. Vedem pe Kross. Oh my god. Oh nu. Oh. Ce face acolo Kross? Încă o dată, nu. Iar acum Karrion Kross. Oh my god.
îl învârte. Îl învârte să nu mai știe cum îl cheamă. Oh, ce bicycle kick. Elbow. Vedem cu ultimele puteri Wolf se luptă. Oh. Nu se poate reverse la semnătură. Oh, nu. Și reverse la powerbomb. La powerbomb-ul. Nu doar a lui Alexander Wolf, ci și al campionului NXT Walter. Iar acum, oh nu, Dobbs de Saido. Nu se poate. Și este ridicat Wolf și cross jacket pe Alexander Wolf. Nu se poate, cross jacket. Manevră foarte periculoasă. Cross jacket acum. Incredibil, vedem. Incredibil. Cum rezistă Wolf. Doar tapează și avem încă un nou campion. Killer Cross. Karrion Cross, pardon. Versus Moose, incredibil ce meci va ieși, ce meci va fi. Și nu mai domină total a Imperium. Nu mai domină total NXT-ul. Oh my god, dar ce victorie, băieți. Ce victorie, ce debut. Karrion Kross. Incredibil ce victorie, băieți. Da, cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu ezitați să apăsați acolo pe butonul ăla de like, subscribe, share, follow pe Instagram, pe pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa.